Centrală e așteptată cu o nouă mutare decisivă în privința dobânzilor. Inflația ridicată ar trebui să ducă la scumpirea împrumuturilor, dobânda cheie acum 1,75%, dar e de așteptat să urce, ceea ce înseamnă o majorare a ratelor pentru cei cu împrumuturi în bănci. Ratele dependente de robor sunt deja cu 14% mai mari și față de acum un an. În bani înseamnă 180 de lei, de exemplu, la un credit de 225.000 de lei pe 30 de ani. Ratele dependente de IRCC au scăzut cu 8% față de acum un an, dar efectul se va vedea ceva mai târziu în acest caz. În direct cu noi, în platoul știrilor, Irina Hițu este consultant financiar. Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați venit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Așteptăm această decizie, o vom anunța în direct la Digi24, prin desfășurare o ședință de politică monetară la Banca Centrală și ne uităm cu ce efecte directe în costurile de împrumut, în costurile de credit, pentru cei care au deja credite, dar și pentru cei care se gândesc la împrumuturi. La ce ne așteptăm? În primul rând, e de reținut că dobânzile sunt în creștere. Deci a trecut epoca dobânzilor mici și vom avea dobânzi din ce în ce mai mari. Imediat se simte în buzunarul celor care au credite în lei cu dobândă variabilă, deci nu cei cu dobândă fixă, dobândă variabilă dependentă de robor, adică toate acele credite care s-au luat înainte de mai 2019. De ce imediat? Pentru că acel robor înseamnă, de fapt, dobânda cu care se împrumută băncile între ele pe diferite scadențe. Dacă dobânda de politică monetară e acum 1,75, băncile se pot împrumuta cu 2,5 de la BNR. Vedem însă că robor la 3 luni deja a depășit 3%, ceea ce înseamnă că pe scadențe mai lungi băncile deja se împrumută între ele mai scump de această facilitate de 2,5 de la BNR. Deci BNR-ul este cumva forțat să mai mărească această dobândă cheie. Se așteaptă, toți analiștii așteaptă un 0,25-0, poate chiar 5 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că băncile se pot împrumuta cu cel puțin 3% de la BNR și la rândul lor adaugă către consumator. De ce spuneam că prima dată se vede la cei cu credite de dinainte de mai 2019? Pentru că lor li se actualizează roborul din 3 în 3 luni versus cei care au luat după mai 2019, unde indicele de referință este IRCC. IRCC-ul se calculează în urmă cu 2 trimestre. Deci, practic, acum, de la 1 ianuarie, avem roborul calculat pe baza dobânzilor de anul trecut din perioada iulie-septembrie. Deci, este acest decalaj încă nu a prins IRCC-ul măririle de dobândă, dar vor urma și pentru IRCC. De aceea, este cel mai bine să fim cumpătați pentru cei care chiar au nevoie de un credit în această perioadă, să-și facă bine calculele, să nu se împrumute mai mult de 25% din venit, să caute credite cu dobândă fixă, cu dobândă fixă cât mai mică, să caute în toată piața, să compare pe comparantoarele online și să vadă către ce dobândă fixă se îndreaptă. Iar pentru cei care au deja credite dependente de robor, să nu aștepte să intre în incapacitate de plată sau să-și nu-și mai plătească ratele, dimpotrivă să se ducă proactiv la bancă și să încerce să-și renegocieze contractul de credit, costurile, soldul, să-și îl reducă. Dacă nu reușesc direct cu banca, prin intermediul CSALB, Centrul de Soluționare Alternativă în domeniul bancar, pentru că este foarte important să poată să continue relația contractuală și să se reducă. Ne-ați pus la dispoziție și mulțumim câteva simulări. Da. Cu ce s-ar putea întâmpla în ceea ce privește robor la 3 luni în funcție de diferite scenarii. Un robor la 3,5% destul de probabil în perioada următoare ne-ar duce la o rată în creștere cu aproape 5%. Cu aproape 5%, iar dacă ne ducem mai departe spre chiar un 4% roborul, să ținem minte că peste acest robor se adaugă și marja băncii care o ai în contract. Rata, aceeași rată la un credit ipotecar de 225.000 de lei pe 30 de ani, ca în simularea noastră, poate să deducă mai departe către o rată mai mare cu 10-12%. La fel se întâmplă și în cazul IRCC-ului. Dacă IRCC-ul crește cu un punct procentual, să zicem, poate să crească rata cu 25%, aproape 24%. Deci ceea ce acum te gândești, de aceea spun, acum zici, ok, îmi permit venitul, mă încadrez până în 40% grad de îndatorare, pot să iau acum repede casa pe care o doresc, dar mare atenție, pentru că acel credit îl iei pe 20-30 de ani și
ori dobânzile cresc. Vă uitați, ne uităm și spre o temperare acestei creșteri, puțin probabil anul acesta, în funcție puțin de probabilă. Ce s-ar putea schimba lucrurile? În primul rând, inflația este estimată că va crește în continuare până la jumătatea anului, cel puțin când va depăși 8%. Apoi se estimează că va mai scădea. Vom vedea dacă este așa, pentru că aceste creșteri de la energie electrică, la gaze, care au dus și la combustibili, care au dus la creșterile acestea de inflație, că la inflația aceasta ridicată, atunci cumva dobânzile vor trebui să urmeze trendul, pentru că trebuie să pui puțin frână la creșterea aceasta de prețuri și, până la urmă, dobânda este prețul banilor, deci depinde cât de scumpi sunt banii în următoarea perioadă. Haideți să facem provocarea aceasta un pic mai concretă și să ne uităm la ce ar trebui să facă cineva care se gândește totuși la un împrumut. Urmează deschiderea din nou liniilor de finanțare, nu pentru noua casă și așa mai departe. Haideți să ne uităm la care ar trebui să fie calculele pe care cineva trebuie să și le facă în acest moment, înainte de a accesa un astfel de credit. În primul rând, să te gândești ce casă și câtă casă îți permiți. Cum afli câtă casă îți permiți? Sunt 4 venituri anuale ale familiei, nete. Deci cam aceasta este, să zicem, un prim reper la care să te gândești. Și, din nou, dacă este să faci un credit ipotecar, te duci către maxim 25% din veniturile tale. Și să dai un avans cât mai mare pentru a te împrumuta cât mai puțin. Și chiar dacă tu poate îți permiți să te împrumuți mai mult, pentru că acum, am spus, dobânzile sunt mici în funcție de RRCC, te poți duce la mult. Du-te către casa care ți-o permiți și un credit cât mai mic, un avans cât mai mare și apoi rambursează în avans dacă îți permiți. În fiecare lună, 100 de lei, 200, 500, cât ai în plus, cât ai fi vrut tu să fie poate rata mai mare ca să-ți iei un credit mai mare, dă-l, dar nu, să nu fii obligat. Să nu fii obligat în momentul acesta să dai 40% din venituri, care poate crește. Urmează o perioadă a banilor scumpi. Și cumpătare, asta corect, ne spuneți. Cumpătare, da. Mare atenție la supraîndatorare. Mulțumesc tare mult, Irina. Cu mare drag.